Binecuvântăm pe Domnul și în această dimineață pentru harul care ne-l oferă fiecăruia dintre noi ca
să fim din nou la părtășie și la închinare. Și am vrea să continuăm sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt și în această dimineață și ce îmi doresc ca sărbătoarea să nu fie fără sărbătoruit, ci să fie Domnul Iisus Hristos în atenția noastră în această dimineață și puterea Lui Dumnezeu să fie revărsată peste noi. Aș vrea să citesc Psalmul 147, pagina 638. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe exilații lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa. El acoperă cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcere în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău, El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu, El își trimite poruncile pe pământ. Cuvântul Lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpada ca lâna. El presară bruma albă ca cenușa. El își azvârle gheața în bucăți. Cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și le topește. Pune să sufle vântul lui și apele curg. El descoperă lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudați pe Domnul! Amin. Și în această dimineață, dragii mei, așa cum ne îndemna psalmistul, să lăudăm pe Domnul. Aș vrea să o facem prin rugăciune. Și continua tot psalmistul, de ce să lauzi pe Domnul? Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut. Și se cuvine. Se cuvine să îți înalți în această dimineață glasul spre cer și să-L lauzi pe Domnul pentru toate lucrările care le-a făcut în viața ta, în familia ta și astăzi în Biserica lui Dumnezeu. De aceea, haideți în primă rugăciune să venim cu laudă la adresa lui Dumnezeu. Merită Domnul să fie lăudat de fiecare dintre noi și haideți să o facem prin rugăciune și totodată să cerem ca prezența lui Dumnezeu să fie peste slujba din această dimineață și harul lui Dumnezeu să fie simțit de fiecare. Haideți împreună să ne rugăm. Tată bun din cerul, ne închinăm înainte.
Vă chem să vă reașezați. Și în această dimineață ne bucurăm de toți frații, surorile care au ales să fie la părtășie, la închinare și îl binecuvântăm pe Domnul pentru această oportunitate, că suntem din nou în prezența Domnului și dorim în continuare să ne unim glasurile, să-L lăudăm pe Domnul, toți împreună cu frații de la cântarea de laudă, iar apoi vom fi conduși din nou într-un îndemn de rugăciune prin fratele Vasile și ne rugăm Domnul să însoțească și cântarea și îndemnul și rugăciunea cu Duhul Sfânt. Amin. Binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci. Amin. Iubiți frați și surori, mulțumim Domnului Iisus că
care s-a ținut de cuvânt, întotdeauna tot ce a spus el, cuvântul lui a rămas cuvânt, nu s-a schimbat niciodată, a spus, mă voi duce, dar vă voi lăsa un mângăietor. Binecuvântat să fie mângăietorul care este în mijlocul nostru și mai mult ca atât ne face conștienți că suntem păcătoși, avem nevoie de iertare, avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de Domnul Iisus Hristos, slăvit și binecuvântat să fie. Cuvântul Domnului citit în dimineața aceasta spune de la versetul 7, cântați Domnului cu mulțumire, să ne ajute Domnul să cântăm cu mulțumire înaintea Lui. Lăudați pe Dumnezeul nostru cu arfa, să lăudăm pe Domnul nostru și cu arfa, și cu buzele noastre, și cu inima noastră, și cu gândul nostru. Spune că El acoperă cerul cu nori, slăvit și binecuvântat să fie El. Pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. Acesta este Dumnezeul nostru, plin de dragoste, plin de pace. El știe de ce avem nevoie. Mă gândesc, iubiți frați și surori, la poporul Israel care a fost scos din Egipt. Noaptea era condus într-un stâlp de foc. Era rece, în pustie rece noaptea. Dumnezeu a făcut un stâlp de foc și i-a încălzit noaptea. Și-au putut să vadă câte făclii ar fi trebuit pentru circa câteva sute de mii de oameni. De unde atâta combustibil, dar Dumnezeu care este nesfârșit în bunătate, nesfârșit în resurse, El a avut tot ce trebuie pentru ca să fie un stâlp de foc și nu o zi, nu două, 40 de ani, vă dați seama, 40 de ani. Și ziua, ca să nu le fie cald în pustie, că soarele bate în pustie, nu poți să stai un ceas, nu poți să stai în pustie. A trimis un nor și norul era deasupra lor, nu le era cald, era bine. Iubiți frați și surori, Dumnezeu este același și astăzi. El ne trimite ploaie la timp, El trimite binecuvântările sale. Dacă crește iarba pe munți, crește și în grădina noastră ceapa, usturoiul, mazărea, fasolea și avem hrană. Binecuvântat să fie Domnul! Să venim în dimineața aceasta și să-i mulțumim Domnului. Iată ce minunat este afară. Soare, mai mult ca atât, pace și liniște. Cu ce suntem noi mai buni ca cei din Coreea de Nord sau ca și cei din Nigeria sau cu cei din Eritreea sau din atâtea țări unde este necaz sau măcar ca cei din Ucraina unde noaptea poate că s-au culcat în zângănitul armelor sau poate toată noaptea s-au auzit tunurile bătând. Noi suntem în pace și în liniște. Iubiți frați și surori, să stăm înaintea Domnului și să-i mulțumim pentru pacea din țara noastră. Numai El este Domnul păcii, El ține țara noastră cu pace. Dacă ne uităm în urmă 30 de ani și sub 30 de ani, câte necazuri s-ar fi putut întâmpla în România, începând cu Târgu Mureș și sfârșind poate cu ziua de astăzi, când vedeți dumneavoastră, mai ascultați pe unii, pe alții că vorbesc. Iubiți frați și surori, numai Dumnezeu, numai mâna Lui, atunci a fost norul peste ei, acum este mâna Lui Dumnezeu peste noi. El ne ocrotește, El ne binecuvintează. Să-i mulțumim Domnului pentru că pământul, grădina noastră dă rodul și avem rod bogat. Fie binecuvântat Domnul, se cade să stăm în mulțumire înaintea Domnului. Haideți dar, îndemnați de aceste cuvinte minunate, să stăm înaintea Domnului, să ne ridicăm și să-i mulțumim Domnului. Amin.
Haideți să reocupăm locurile, mai cântăm pentru slava Domnului și apoi vom fi conduși într-un alt îndemn de rugăciune tot prin fratele Vasile. Să ne ajute să fim luați odată acolo unde locuiește Dumnezeul nostru. Amin. Mai departe, cuvintele Domnului spun în felul următor, începând cu versetul 12. Laudă pe Domnul Ierusalime, laudă pe Domnul Ghiroda, slăvit și binecuvântat să fie El. Laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește izvoarele porților. El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău. El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Ăsta este Dumnezeul nostru. Binecuvântat și slăvit să fie numele Lui. El are pumnul Lui plin de binecuvântări și îl lasă peste noi.
Binecuvântat și slăvit să fie El în veci. Am vrea să facem următoarea rugăciune, frați și surori, pentru conducerea țării noastre, peste cei ce, pentru cei ce conduc țara noastră. Spune în felul următor în epistola Apostolului Pavel către Timotei, 1 Timotei, capitolul 2. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru tot ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Domnul să binecuvinteze pe toți cei ce sunt în fruntea țării, în fruntea celor de la comună noastră, de la Ghiroda, de la oraș, de la județ, să facă exact cum spune aici, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Domnul să-i binecuvinteze să fie mântuiți și să ajungă la cunoștința adevărului. Amin. Aceasta este datoria noastră, să ne rugăm pentru ei. În altă parte, la Filipeni, capitolul 2, versetul 1, spune: deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângăiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, toate aceste calități ne-au adus pe noi astăzi în locul acesta, pentru că simțim. Faceți în bucuria de plină, spune Apostolul Pavel, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Să ne ajute Domnul Dumnezeu ca să fim o inimă, un suflet, un gând pentru cei care sunt în conducerea țării, cei ce conduc comuna noastră, județul nostru, să-L rugăm pe bunul Dumnezeu ca El să-i binecuvinteze pe toți. Iubiți frați și surori, să ne rugăm și pentru copiii noștri, pentru neamurile noastre care sunt în diaspora, să-i purtăm în rugăciunile noastre. Când au fost aici și plecau înspre alte ținuturi, ne-au rugat: fraților, rugați-vă pentru noi. Și noi le-am promis că ne vom ruga pentru ei. Haideți să o facem și în dimineața aceasta, să ne rugăm pentru ei, ca Domnul să-i binecuvinteze acolo unde sunt departe. Și de ce să nu? Să-i aducă Domnul înapoi, când găsește El cu cale, când știe El și când cunoaște El, El are în cunoștință trecutul, prezentul și viitorul. Noi nu cunoaștem viitorul, trecutul o trecut. Îl uităm, prezentul este cu noi aici, dar viitorul numai Dumnezeu îl cunoaște. Să rugăm pe Dumnezeul nostru care cunoaște viitorul să binecuvinteze cu înțelepciune pe cei care sunt la conducerea țării, pe cei care sunt la conducerea județului, a comunei, și să binecuvinteze cu înțelepciune copiii, neamurile noastre, frații noștri care sunt plecați departe. Poate vine vremea când din nou vom fi împreună. Noi construim locaș nou, casă nouă de rugăciune. Și pentru ei, fraților, Domnul să binecuvinteze pe frații noștri, copiii noștri și tot neamul nostru. Haideți, dar ridicați în picioare, să venim înaintea Domnului cu aceste două cauze. Să ne rugăm pentru cei de la conducere, pentru țara noastră și să ne rugăm pentru cei care sunt plecați în diaspora. Amin.
reașezăm din nou, continuăm să îl lăudăm pe Domnul, să-l binecuvântăm prin cântare și apoi în următoarea rugăciune ne va conduce fratele Matei Biro. Să fie Domnul. Ne bucurăm că suntem în casa Domnului. Pe de o parte că suntem sănătoși. Dacă nu suntem sănătoși,
unii în totalitate dintre noi, Domnul să se atingă de noi, să ne dea sănătate. M-am tot gândit ce îndemn să dau și m-am gândit care e cel mai necesar lucru pe care îl avem noi, care este necesar pentru sufletele noastre. Și m-am gândit exact ceea ce sărbătorim noi astăzi, Duhul Sfânt. M-am gândit în vechime, biserica primară profita de această putere a Duhului Sfânt, că în ei se manifesta într-un mod atât de puternic că oamenii, legii și preoții cei mai de seamă care nu înțelegeau lucrarea aceasta, căuta să le stea împotrivă, dar zadarnic. Pentru ce? Când n-ai cum cu Dumnezeu să te lupți, cea mai mare tâmpenie care se poate întâmpla în viața ta să te lupți cu Dumnezeu. Dacă nu e, avem posibilitatea aceasta de a profita de puterea Duhului Sfânt, de ce să nu o facem? Și stăm și mă gândeam, care sunt roadele, nu neapărat roadele, dar darurile Duhului Sfânt. Și ieri dimineață și ieri se vorbea toată ziua despre aceste daruri al Duhului Sfânt. În Corinteni, capitolul 1, cu verset, cu 1 Corinteni, capitolul 12, vorbește așa. De la versetul 7. Și luați seama puțin ce zice. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Deci nu pentru mine însă. Deși una din aceste daruri ale Duhului Sfânt este pentru mine. Și vă zic care este. Luăm începutul. Înțelepciunea. Când vorbesc despre înțelepciune, nu eu mă zidesc, ci pe cel cu care vorbesc. Adică, ceea ce vorbesc eu, Dumnezeu îmi dă printr-un Duh Sfânt, da, prin Duhul Său ce Sfânt, și vorbirea mea este exact pe măsura nevoilor Lui. Acolo zice, n-ați ascultat că zic unii oameni, bă, ce înțelepciune are omul respectiv, bă, dar ce știe să vorbească, aia e Duhul lui Dumnezeu, că acolo El a stat lângă Dumnezeu și a vorbit Dumnezeu prin gura Lui. Mai departe zice, darul cunoștințelor. De câte ori avem nevoie darul cunoștințelor? Asta fiecare dintre noi trebuie să avem spre folosul celuilalt. Altul, credința, prin credință, câte se întâmplă prin credință? Mai departe, cuvântul Domnului zice, fără credință nu poți fi plăcut Domnului, nu? Darul tămăduirilor. Dacă aș fi să ridicați mâna când dintre voi aveți nevoie de tămăduirea lui Dumnezeu, ca cineva să se manifeste în biserica noastră prin darul tămăduirilor, ar fi persoane. Mai departe zice, puterea de a face minuni, același lucru aș putea zice. Altuia, prorocia. De ce să nu-i spui unuia ce îl așteaptă în viitor când el n-a ști să se pregătească pentru aceasta? Eu, tu sau oricine altcineva, darul prorociilor. Ce înseamnă prorocia? Meditați că Pavel zice, alergați după daruri, căutați daruri de mai mult prorocia. Altul, deosebirea duhurilor. Când stai de vorbă cu o persoană și când caută să te ispitească, când caută să spune anumite întrebări care sunt valori fără valoare, da? În modul respectiv, tu știi să-i dai un cuvânt, gândiți-vă la Domnul Iisus, cunoștea gândul fiecăruia și înainte de a le pune întrebarea, el le și da răspunsul. Pentru că peste el, automat, era Duhul cel Sfânt, a treia parte din Trinitate, da? Erau toți trei. Altuia, vorbirea în limbi sau felirite limbi. Acesta este darul care te zidește pe tine însuți. Când vorbești în limbi, tu te zidești pe tine, nu zidești pe altcineva. Până aici toate zidesc pe cel de lângă tine. Aici darul vorbirii limbi te zidește pe tine însuți. Pentru că tu comunici prin Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și numai Duhul lui Dumnezeu știe ce vorbești tu. Altcineva nu știe. Sau dacă vorbești în limbi omenești, ar putea să înțeleagă. Aici e alt subiect. Dar mai departe zice tălmăcirea limbilor. E un fel de... Tu vorbești, nu știi ce vorbești, dar altul de lângă tine care are Duhul tălmăcirilor îți zice, tu frate, vorbești pentru respectivul și e numără, ce vorbește? Majoritatea știți dintre dumneavoastră lucrul acesta. Poate unii n-ați văzut în viu grai, am văzut lucrul acesta. Era o persoană care știa exact să spună și cum ești îmbrăcat și culoarea ochilor. Aici probabil v-ați dat seama despre cine e vorba. Nu intrăm în subiect. Ideea care e? Dacă Dumnezeu ne-a pus la dispoziție lucrarea Duhului Sfânt, dacă mie mi-a dat să am din belșug Duhul lui Dumnezeu și să pot să încurajez pe altul, de ce să nu fac? Din comoditate și din confort? Oare Dumnezeu nu ne cheamă la judecată, nu ne va întreba într-o zi pentru aceasta? Nu vreau să vă mustru, din contră. Vreau doar să vă încurajez că Duhul lui Dumnezeu este pentru tine, este pentru mine. Tu îmi faci o favoare mie, eu îți fac o favoare ție și unul pentru altul ne zidim. Că aceasta este Biserica lui Dumnezeu care se zidește ea pe însăși, prin Duhul lui Dumnezeu.
Aș vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Maranata. Eu nu mă bucur în biserica aceasta atât de mult, pentru că aici Dumnezeu lucrează și slăvit să fie Domnul. Aș vrea ca să vă ridicați în picioare. Să ne rugăm pentru lucrarea aceasta ca Dumnezeu să o înflăcăreze noi. Iar cine nu are botezul Duhului Sfânt să-l ceară, dimineață ieri se spunea, de ce să-l ceri? Gândiți-vă, pentru ce să-l ceri? Pentru proslăvirea lui Dumnezeu. El să fie proslăvit în mijlocul nostru. El care ne-a dat cuvântul, înțelepciunea și lucrarea Duhului Sfânt. Haideți să ne rugăm cu îndrăzneală. Amin. Haideți să ne reașezăm, mai lăudăm pe Domnul cu toată biserica dintr-o cântare și din nou tot fratele Matei ne va aduce un alt îndemn de rugăciune. Și pe noi umple-ne cu
treci înainte, nu ne vezi pe noi de aici. Te rugăm, o bun părinte, un cuvânt numai să zici. Și pe noi, și pe noi, umple-ne cu Duh pe noi. Și pe noi, și pe noi, umple-ne cu Duh pe noi. O Iisuse, fie-ți milă, iată-mă aici și eu. Vezi starea mea umilă, iartă-mi dar păcatul meu. Iartă-mi tu păcatul meu. Iartă-mi tu păcatul meu. Tu îți ții promisiunea față de poporul tău. Deci ascultă-mi rugăciunea, mă botează Domnul meu. Eu aștept Duhul Sfânt, eu aștept Duhul Sfânt, eu îl aștept. Doamne, Tu îți cerem ție, căci Tu vrei să dai și poți. Umple azi cu bogăție pe copiii tăi, pe toți. Da pe toți, umple-ne cu Duh pe toți. Da pe toți, umple-ne cu Duh pe toți. În rugăciunea care ne stă înainte, aș vrea să vă motivez să ne rugăm pentru cei care vă sunt atât de dragi dumneavoastră. Unii dintre dumneavoastră, cum se amintea, aveți copii plecați în străinătate, alții aveți cu tot cu nepoți, poate unii din dumneavoastră aveți și strănepoți pe acolo. Cât de frumos ar fi fost să fie în casa din Ghiroda, în casa de rugăciune, să ne bucurăm toți împreună, atunci sigur n-am mai fi avut loc în biserică, aici trebuia și pe afară să fie. Dar haideți să ne rugăm pentru ei, dar și pentru tinerii care avem în biserica noastră. Spuneam odată la un îndemn de rugăciune, problemele cu care se confruntă tinerii în ziua de astăzi, și sunt probleme destul de grele, unii își pun semne de întrebare dacă mai pot să își rezolve problemele lor, alții, slăviți să fie Domnul Iisus, că dă biruință și uite, sunt în casa de rugăciune. Pe fiecare Dumnezeu să-i binecuvinteze. Peste fiecare Dumnezeu să-și așeze Duhul Său cel Sfânt și așa cum zicea prorocul Ioel, să se manifeste în biserica noastră, lucrarea Duhului Său cel Sfânt. Ne bucurăm de tinerii din casa de rugăciune Maranata, care sunt vii, care ard pe lucrarea lui Dumnezeu și avem formații care slăvesc pe Dumnezeu prin laudă, prin cântare, alții prin poezie, alții prin cuvânt, de ce nu? Dumnezeu să crească oameni pentru El. Dumnezeu să-i facă martori vii în societatea aceasta, în comuna Ghiroda, dar dacă totuși merg la școală în orașul Timișoara, de ce să nu fie văzut și acolo? De ce nu cel de lângă el să-și pună semne de întrebare cu privire la el? Bă, tu ceva se întâmplă cu tine, nu ești la fel ca noi, tu ești deosebit, peste tine ceva este, că vorbirea ta e aleasă, comportamentul tău e ales. Tu chiar și la școală înveți bine, pe tine Dumnezeu te-a făcut cap, pentru că, așa zicea poporul evreu, te voi face cap, nu coadă. Tu nu trebuie să fii cap. De ce? Pentru că eu am în mine Duhul Dumnezeului Celui Viu, acesta să fie răspunsul fiecărui tânăr. Pentru că Dumnezeu aceasta ne-a dat să se manifeste în jurul nostru. Vedeți, mai sunt unii, cel puțin am simțit eu, unii dintre noi care se parfumează într-un mod parcă excesiv așa și treci pe lângă el, îl simți parfumul, te doare capul. Parfumul să fie a Duhului Său ce Sfânt, al lui Dumnezeu. Când trece pe lângă tine cineva, să simtă mireasma Duhului Dumnezeu, parfumul cerului. Acesta e cel mai frumos parfum pe care îl poate avea cineva vreodată. De ce tinerii noștri să nu
aibă acest comportament, haideți să ne ridicăm în picioare. Dumnezeu să așeze peste Duhul Său ce Sfânt, înțelepciune și oriunde s-ar găsi, cuvântul Domnului să fie pe limba, pe buzele și în inima lor. Amin. Amin, amin. Doamne, cerem insistent lucrul acesta, Doamne, pentru generațiile acestea de tineri, pentru toți tinerii, Doamne, care Tu i-ai chemat să Te urmeze pe Tine și încă din frageda tinerețe, Doamne, încă de copii, se bucură, Doamne, de prezența Ta, se bucură de minunile care... Aș vrea să mai stăm înaintea Domnului în această rugăciune și nu ca de obicei, ca de fiecare dată când suntem la părtășie, noi uităm pe frații și surorile care sunt în necaz, în suferință, în probleme. Îmi place atât de mult ce spunea cuvântul Domnului în psalmul acesta 147, versetul 2. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe exilații lui Israel. Ce binecuvântați suntem noi să fim zidiți de Domnul, zidiți de Domnul spiritual. Și unde te poți zidi cel mai bine decât în părtășie cu frații, aici în casa lui Dumnezeu, unde Dumnezeu are un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Dacă în această dimineață suntem binecuvântați de Domnul cu sănătate și suntem aici, este ca să fim din nou zidiți în sufletul nostru și zicem, lăudați să fie Domnul. Dar versetul 3, spune psalmistul aici, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. O, ce minunat lucru! Atunci când sufletul tău e zdrobit,
cuprins de îngrijorare, cuprins de situații grele prin care treci. Știi că Dumnezeu este lângă tine și El îți leagă rănile. Medicii fac tot ce știu și ce pot, că Dumnezeu i-a înzestrat și pe ei cu înțelepciune. Și zicem, lăudat să fie Domnul și pentru medici. Ne rugăm pentru medici ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și frică de El. Că am văzut în perioada aceasta multe lucruri care s-au întâmplat și din cauza medicilor. Că unii poate nu mai sunt atât de sensibili. Poate munca aceasta zilnică care o fac i-a adus să fie insensibil față de oameni. Dumnezeu să se atingă și de inima lor. Dar totodată noi ne bazăm pe Dumnezeu care poate. Dumnezeu care are ultimul cuvânt în dreptul fiecăruia dintre noi. Știe lungimea zilelor noastre. Și nu se întâmplă nimic fără voia Lui. Noi poate punem pe seama, medicii au dat greș. Nu, Dumnezeu a știut că atâtea zile avem pe pământ. De aceea îl binecuvântăm pe Domnul că astăzi suntem în adunare și ne rugăm pentru toți cei care astăzi sunt în suferință. Dumnezeu să se atingă de fiecare. Dacă astăzi ești aici și poate ai un țepuș în trupul tău, Dumnezeu cunoaște. Și Dumnezeu poate să se atingă de tine. Dar trebuie să ne apropiem de Domnul cu credință. Și facă Domnul să avem în noi, în inima noastră, credință deplină că El poate să ne atingă cu vindecare. De aceea, haideți să stăm înaintea Domnului și să mijlocim. Și totodată vă chem în rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață. Rânduit ca să ne slujească din cuvântul Domnului este fratele păstor Nicolici Avram. Ne rugăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-L călăuzească. Hrana care avem nevoie și în această dimineață, să fim zidiți în lăuntrul nostru, să vină de la Duhul Sfânt prin robul Său. Și plecând de aici, să fim din nou îmbărbătați. Am corați în Hristos, plin de putere, ca într-o zi să putem să fim în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm!
Amin. Vă chem să vă reașezați. Continuăm părtășia noastră prin laudă la adresa Domnului, împreună cu toată adunarea, îl binecuvântăm pe Domnul. Apoi, după ce împreună cu toți vom sluji cântând Domnului, chem pe Iasmina Bolojan să recite versuri, apoi fanfara va fi gata să slujească Domnului aducând un imn de slavă Domnului, apoi chem pe Luca și pe Sara Igna să cânte pentru slava Domnului, iar după ei ascultăm copiii bisericii care vor sluji Domnului cu o cântare. În timpul acesta îl chem și pe fratele Avram la amvonul bisericii, ca la timpul potrivit să ne aducă mesajul din partea lui Dumnezeu pentru noi în această dimineață. Doresc toți împreună acum să îl lăudăm pe Domnul cu o inimă bună, deschisă, la adresa Domnului să-i aducem laudă toți împreună. Amin. Moarte și păcat ne-a izbăvit.
slăvim pe Domnul ce ne-a mântuit, de moarte și păcat ne-a izbăvit. E iarăși sărbătoare în cetate, e iarăși forfăt în Ierusalim, din patru zări aici sunt adunate, să dea cinstire legii gloate, e ca un furnicar orașul plin, căci Dumnezeu urmează să împlinească un plan vestit de veacuri prin Ioel și vrea ca mii de martori să privească și mai pe urmă să mărturisească ce minunat e când lucrează El. Aici stau ucenicii cu durere în urma despărțirii de Iisus, lipsiți de îndrăzneală de putere, dar așteptând promisa mângâiere prin Duh mângâietor venit de sus. Speranța-i ține acum împreună și încrezători așteaptă Sfântul Duh. Un sunet ca de vânt, ca de furtună, pornește fără veste din văzduh. Și împărtățite peste fiecare, din cer venind coboară limbi de foc, aceasta e așteptată revărsare, e ploaia înviorării pe ogoare, vestită din vechime prin proroc. Uimind apoi mulțimile adunate, au început în limbi a le vorbi, în limbi de ei încă neînvățate, în limbi care prin Duhul le-au fost date și o vie îndrăzneală îi însoții. Când avem îndrăzneală la mulțime, nici foc în noi să te mărturisim, mai dă-ne, Doamne, câte o cinzecime și lasă peste noi flăcări divine, ca în Duhul Tău cel Sfânt să clocotim. Mai tarnă, Doamne, foc în adunare, redeșteptării sfinte să-i dăm glas, simțind în noi a cerului chemare, în Duh să îți aducem închinare, înaintând spre cer pas cu pas. Mai lasă vâjuitul să răsune și casa zguduie-o din temelii, căci veșnic treci veghind în rugăciune, atunci când trâmbița o să răsune, noi să fim gata pentru veșnicii. Amin.
pentru noi s-a ivit mântuirea. Pentru noi cel de sus a murit. Pentru noi s-a ivit izbăvirea. Pentru noi cel de sus a jertfit. Pentru noi s-a ivit izbăvirea. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne libereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus le-a lăsat. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne libereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus le-a lăsat. Cu Iisus vom zbura către stele, cu Iisus spre o lume de vis. Cu Iisus trec ispitele grele, în paradis. Cu Iisus trec ispitele grele, cu Iisus vom zbura în paradis. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus le-a lăsat. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus le-a lăsat. Te așteptăm ca să vii tu, Iisuse. Așteptăm slava ta pe pământ. Așteptăm profețiile scuse. Te așteptăm, Domnul nostru cel sfânt. Așteptăm profețiile scuse. Te așteptăm, Domnul nostru cel sfânt. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus le-a lăsat. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem.
blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus le-a lăsat. Amin. În continuare, pentru slava Domnului, ascultăm corul bisericii, iar în urmă surorile Bolojan vor aduce laudă Domnului, din nou fanfara, apoi Timea și Ioana Maghiari vor cânta pentru slava Domnului, urmând ca și sora Maria Huluban să aducă laudă Domnului cu o cântare, iar în urmă corul bisericii va aduce din nou slavă la adresa Domnului. Haideți acum să ascultăm cântările acestea de laudă la adresa Domnului. Amin.
Se simte aici bucuria, se simte că aici plutește mântuirea, se simte că aici toată tristețea pleacă, e adevărat că Domnul e aici. Că cerul acum se deschide.
simte, că-și trâmbița curând se aude. Se simte că-și Duhul Sfânt din cer coboară. E adevărat că-ci Iisus e aici. Nu, 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 nu ți se pare, nu. Este aici. Nu, 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 nu ți se pare. Nu, nu, nu-i nimică întâmplare. Da, 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 e adevărat că Domnul Iisus este aici. Se simte că-și dragostea mai mult răcește. Se simte că-și ceva lin se pregătește. Se simte că-ci este timpul de plecare. Curând Domnul Iisus va reveni. Nu, 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 nu ți se pare. Nu, nu, nu-i nimic la întâmplare. Da, da, că Domnul Iisus este aici. Nu, 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 nu ți se pare. Nu, nu, nu-i nimic la întâmplare. Da, 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 e adevărat că Domnul Iisus este aici.
cer să izbutești în lumea plină de durere. Cauți la oameni adăpost, vezi că n-are rost, că ei nu stau mângâiere. În cer e Domnul ce veghează, cu niciun chip el nu te va lăsa. Cărarea el ți-o luminează, Domnul e mereu de partea ta. Ce mare ar să știi că Domnul te iubește, că Domnul te primește. Ce mare ar să fii copilul lui, ce mare ar să știi că Domnul te iubește. Ce mare ar să fii în brațul Domnului, ce mare ar să știi că Domnul te primește. Hristos te ia de mână atunci când valul se adună, îl chem pe el și-ți vine în ajutor. Când necazul este mare, e cu tine în încercare, el te izbăvește din cuptor. În ceruri e Domnul ce veghează, cu niciun chip el nu te va lăsa. Cărarea el ți-o luminează, Domnul e mereu de partea ta. Ce mare ar să știi că Domnul te iubește.
Mulțumim Domnului că mai suntem în viață datorită Lui și pentru sărbătoarea minunată, cea mai fericită și cea mai bogată e sărbătoarea Duhului Sfânt. Să ne ajute Dumnezeu să o trăim așa cum El o vrea. Pentru ultima chemare Dumnezeu a revărsat o putere foarte mare, arătându-și slava sa. Ca în ziua de Rusalii, pe aripile de vânt, în mărirea slavei sale, va trimite Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în stăruință se primește prin credință. Cine vrea ca să-l primească, după el să stăruiască. Pentru ultima chemare Domnul facea sa lucrare, Duhul Sfânt mângâietor îl revarsă în popor. Cei bătrâni vor avea vise, tinerii vor proroci, promisiunile promise până se vor împlini. Șchiopii orbi și ologii vor sări și vor striga, și mulțimea sinagogii Domnul o va vindeca. Și prin dar de rugăciune și prin dar de înțelepciune, prin Duhului Sfânt dar, Domnul va lucra chiar azi. Și prin dar de cunoștință și prin darul de credință, prin Duhului Sfânt dar, Domnul lucrează și azi. Ploaia harului târzie se va revărsa în lan și va crește
în câmpie, grâule ca în Canaan. Daruri pentru pregătire, Duhul Sfânt va revărsa pentru a lui Iisus venire, pe toți ne va sigila. Pe ai lui îi înătărește Duhul Sfânt, îi însoțește cu ale prorociei dar. Domnul lucrează și azi pe cei răi să-i deosebească prin puterea lui cerească, prin a Duhului Sfânt dar. Domnul va lucra și azi. Amin.
Timp binecuvântat în care l-am lăudat pe Domnul. Haideți să stăm acum ridicați, să ne înviorăm puțin, împreună toți să lăudăm pe Domnul și apoi fratele păstor Nicorici Avram va prezenta pasajul din cuvântul Domnului și apoi mesajul care Domnul a pus pe inimă pentru noi. Amen. Copii tăi.
Frați și surori, cei ce aveți Sfânta Scriptură adusă cu dumneavoastră la casa de rugăciune, împreună să o avem deschisă, dacă e posibil, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, și de la versetul 1 la versetul 11 vom citi textul rânduit pentru slujba din această dimineață. Pagina în Sfintele Scripturi, 1058. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta ca să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și glesnele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană. Și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplase, fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pritvorul zis al lui Solomon. Amin. Vă invit să reocupați dumneavoastră locurile. E așa de minunat să valorificăm în mod spiritual prezența Domnului și prezența noastră în același loc și astăzi în casa Domnului de aici. E un lucru minunat să fim călăuziți de Duhul Domnului și să putem face lucrul acesta pentru sufletul nostru, pentru nevoia sufletului nostru, să punem în valoare părtășia, să punem în valoare prezența noastră și a Domnului în același loc, să punem în valoare prezența cuvântului lui Dumnezeu, care e mai necesar astăzi ca ori și când pentru noi. Și în ultimul rând, să punem în valoare prezența Duhului Sfânt în adunare. Este aici Duhul Sfânt. De la ceasul rugăciunii, Duhul Sfânt umbla de la inimă la inimă. De la ceasul rugăciunii, Duhul Sfânt cerceta
cauzele noastre, problemele noastre. De la ceasul rugăciunii, Duhul Sfânt își făcea misiunea care i-a fost încredințată de Tatăl. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Și aș vrea în continuare câteva minute să reflectăm asupra lucrării pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt a făcut-o în viața acestui om care cerșea prin oamenii lui Dumnezeu. Dacă ieri a fost o zi încărcată și binecuvântată de Dumnezeu prin cuvânt pentru noi, și dimineața am fost marcați de modul în care Dumnezeu a găsit cu cale să ne trimită pe Duhul Sfânt. Aseară am avut harul acesta să ne răspundem la întrebarea aceasta: de ce Duhul Sfânt? Dacă îl avem pe Dumnezeu și suntem religioși, de data aceasta avem un exemplu practic înaintea noastră despre cum lucrează Duhul Sfânt și prin cine poate lucra Duhul Sfânt și cu cine poate lucra Duhul Sfânt. Condițiile în care Duhul Domnului este la lucru între cei ce sunt urmașii Domnului Iisus Hristos. Vreau în sensul acesta să citesc un cuvânt din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 14, și cuvântul acesta, dacă odinioară era adresat unui număr restrâns de oameni, astăzi ne este adresat și nouă. Și citesc aici câteva versete unde Domnul Iisus spune următoarele cuvinte: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 15, da? Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăitor care să rămână cu voi în viac. Mi-a plăcut foarte mult precizarea pe care o făcea fratele Liviu ieri dimineață. Dacă în vechime călăuzirea aceasta era spontană peste unii doar, peste unii oameni, astăzi și de la revărsarea Duhului Sfânt încoace, călăuzirea Duhului Sfânt e o lucrare continuă în viața celui ce îl cere Tatălui prin Domnul Iisus Hristos. Și vom vedea și noi putem declara că experimentăm marea deosebire între ceea ce înseamnă a fi călăuzit tot timpul sau spontan. De exemplu, spontan, venind mai încoace în istorie, și ucenicii au fost călăuziți spontan, pentru că găsim în Evanghelie menționat faptul că Domnul Iisus i-a chemat la El pe ucenici și a suflat Duh Sfânt peste ei și le-a spus: mergeți
propovăduiți Evanghelia, scoateți draci, vindecați pe bolnavi. Și ei au mers și au făcut ce le-a spus Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să menționez că dumneavoastră și eu știm că unii din acești ucenici, în timpul acestor misiuni, au avut și probleme. Au făcut și ce nu trebuiau să facă. Ne aducem aminte de Petru. Câte bocăne, câte greșeli, să folosesc cuvântul mai frumos un pic, a făcut Petru. Nu tot așa au fost lucrurile după ce Petru a fost umplut de Duhul Sfânt. După ce Petru a fost umplut de Duhul Sfânt, așa cum se predica aseară, viața lui Petru a fost transformată. A fost un alt Petru, nu cel care în ziua prinderii lui Iisus a scos sabia și a tăiat urechea lui Malhu. Nu cel care l-a luat deoparte pe Domnul Iisus Hristos când Domnul Iisus Hristos le spunea ce l-așteaptă, ce urmează să se întâmple cu el vis-a-vis de prindere și de judecată și de crucificare. Și omul peste care spontan era călăuzirea aceasta, îi spune lui Iisus, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus i-a spus în câteva cuvinte, clar, înapoi a mea, Satano. Aceasta a fost realitatea vis-a-vis de ideea și gândul acesta, călăuzirea Duhului Sfânt. Apoi citesc mai departe, versetul 17, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că-și rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Binecuvântat să fie numele Domnului. În ziua aceea, când aveau să fie umpluți, când aveau să perceapă cu mintea binecuvântată de Duhul lui Dumnezeu lucrurile acestea, până atunci nu le înțelegeau. Le pricepeau cu mintea lor, le pricepea fiecare după capacitatea lui. Dar când avea să se întâmple, când avea să se manifeste coborârea aceasta mângăitorului în viața ucenicilor, sigur, s-a produs acea transformare despre care ni se predica seară și au fost alți oameni, au văzut lucrurile altfel, au trăit lucrurile altfel și nu numai a ucenicilor, și în viața noastră, și în viața noastră. Eu eram un adolescent când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Aveam 13 ani. 13 ani și înțelegeam lucrurile ca un copil la 13 ani. 13.03.1969. Înțelegeam lucrurile ca un adolescent. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că cineva a vegheat pe lângă mine.
mi-amintesc de mama, postea și se ruga Domnului ca Domnul să mă păzească. Și sigur că mi-amintesc că părinții mi-au spus atunci, nu-i baie că te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Noi gândim că era bine dacă mai așteptai un pic. Nu să te duci, m-am dus pe deascunsul la stăruință, nu că nu m-ar fi lăsată. Dar așa am privit eu lucrurile ca un adolescent atunci. Și de atunci și până astăzi, Dumnezeu m-a crescut și m-a grijit. Și astăzi Dumnezeu e prezent în viața mea, chiar dacă în felurite feluri. Îi mulțumesc frumos pentru Duhul Sfânt, care își îndeplinește misiunea perfect, așa cum a spus-o Domnul Iisus Hristos. Va fi cu voi și va rămâne cu voi în veac. Binecuvântat să fie numele Domnului. Din textul acesta pe care l-am citit, aș vrea să vorbesc despre trei condiții în care se poate produce o minune, o vindecare, ca și cea din textul nostru. Și sigur că este foarte important, în mod special pentru noi care creștem spiritual, să ținem cont în toate împrejurările din viață când trecem prin încercări, când trecem prin probleme, când trecem prin situații în care mintea nu ne ajută să le percepem. Și prima condiție pentru ca să se poată face lucrarea aceasta despre care am citit aici, o primă condiție am numit eu la modul general, condiția celui în cauză, prezența bolnavului, prezența celui ce are probleme. Și găsim pe paginile Sfintelor Scripturi multe minuni. Oameni cu focul pe inimă când au trecut prin probleme, bolnavi care și-au dorit să fie vindecați sau care și-au dorit ca Domnul Iisus să se implice în problemele lor arzătoare. Eu am ales un caz din Evanghelia după Matei, femeia cananită. Din Evanghelia după Matei, capitolul 15 cu versetul 21. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o femeie cananită despre care spune cuvântul Domnului că avea o problemă care o ardea puternic. Sigur, versetul 21, Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și al Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. Era glasul unei mame. Era durerea unei mame, era dorința unei mame. De multe ori avem probleme și noi în casele noastre, copiii noștri, numai cine nu a avut copii
nu poate împărtăși și gândi ca mine. De multe ori poate am dorit să fim noi bolnavi, să nu ne vedem copilul suferind, să nu ne-l vedem pe cel drag suferind, și asta este o realitate. Asta este o realitate a relației acesteia puternice care este între mamă sau părinte și copil. Și sigur că ucenicii, spune cuvântul lui Dumnezeu, au fost deranjați pentru faptul că femeia aceasta striga după ei. Și spune în versetul 23, el nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii s-au apropiat și l-au rugat să-i dă-i drumul că strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el a zis, nu-i bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței? Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor. Atunci Iisus i-a zis, o, femeie, mare este credința ta. O a doua condiție, sau în condiția aceasta a prezenței bolnavului, bolnavul trebuie să creadă. Bolnavul trebuie să creadă că cel căruia îi se adresează cu cauza poate să aducă vindecarea în problema pe care o are. Și Domnul Iisus îi vede credința. Îi vede credința. Eu vreau, dragii mei, frați și surori, când trecem prin astfel de situații, știți cum suntem noi? Așa cum am fost și eu la începutul ăsta de an. Așa. Plutim. Câteodată suntem lângă Domnul, câteodată suntem fierbinți, câteodată suntem descurajați, câteodată parcă ne vedem uitați, câteodată parcă nu-i credință. Și din punctul acesta de vedere, dragii mei, avem atâta nevoie de prezența Duhului lui Dumnezeu care să fie în noi. Și atunci când ne doare mai tare și atunci când ne doare mai puțin, Duhul Sfânt să ne apropie de El în fiecare zi. Pentru că nu noi dictăm lui Dumnezeu cât timp să fie încercarea. El știe mai bine cât timp să fie încercarea. Important e ca noi să rămânem lângă El. Și Dumnezeu să ne ajute, să rămânem lângă El. Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic, că El rămâne acolo cu noi în foc, rămâne cu noi în cuptor, în ciur. Apoi, sigur că în alte situații, legat de condiția aceasta, poate fi vorba și de credința slujitorului. Acelui care rostește mijlocirea, în cazul nostru de față, se potrivește gândul acesta și spune cuvântul că în momentul în care Petru și Ioan au ajuns în dreptul acestui slujitor, uitați ce spun ei în versetul 4. Petru ca și Ioan, la fel, amândoi, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi! Ori să folosești niște cuvinte, niște fraze atât de autentice, în dreptul unei situații, trebuie să ai în spate o motivație.
trebuie să te împingă ceva de la spate spre cauză, spre rezolvarea cauzei. Uită-te la noi! Și atunci spune cuvântul în continuare că și el se uita la ei cu luare aminte și aștepta să capete ceva de la el. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scolă-te și umblă, binecuvântat să fie Domnul. Petru avea ceva. Petru avea ceva. Și bine este să înțelegem adevărul acesta, dragii mei, cei ce mișlocim pentru alții sau cei ce ne angajăm. Să nu spun pentru unii, ne avântăm. Dar mă opresc la cuvântul acesta, ne angajăm să mișlocim pentru alții. Deci am spus că în unele cazuri, pe lângă credința celui în cauză, trebuie să fie credința slujitorului. Și am văzut atâtea minuni, atâtea lucrări care s-au făcut și aici, în mijlocul nostru, aici în sânul bisericii. Și îl slăvim pe Dumnezeu pentru aceasta. Apoi, aș vrea în continuare să mă refer în câteva cuvinte la credința celor ce aduc pe alții la Domnul ca să fie vindecați. Credința celor ce mijlocesc pentru alții. În sensul acesta, eu m-am gândit acest timp pe scaun la Evanghelia după Marcu la capitolul 2, da? Evanghelia după Marcu la capitolul 2 și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că versetul 3, au venit el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. Și după ce au spart acoperișul, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința celor patru, da? Iisus a zis slăbănogului, fiule, păcatele sunt iertate. Iată, dragii mei, frați și surori, că este așa de important ca în astfel de situații, când aducem pe cineva înaintea Domnului, asta e o lucrare mare, nu-i mică. Asta nu-i o lucrare de neglijat sau o lucrare cu izma inferior. A, mi-a spus fratele cu tare să ne rugăm pentru el. Nu. Când cineva îți spune să te rogi pentru el, știți ce facem noi atunci? Ne punem între cel bolnav și Dumnezeu. Sau ne interpunem între cel bolnav și Dumnezeu. Și în sensul acesta, îi avem pe cei patru. Domnul Iisus era îmbulzit, nu putea, se putea ajunge la el și le-a venit ideea aceasta să desfacă acoperișul casei în care predica Iisus și au desfăcut acoperișul. Nu i-a putut opri nimeni, nici proprietarul casei. Și pe acolo au slobozit pe cel bolnav, pe pat, patru inși. Domnul nu a fost deranjat că s-a făcut lucrarea aceasta
a spargerea acoperișului, a deranjului de acolo. Domnul Iisus a uitat la ceea ce trebuia să se uite și la ceea ce trebuie să ne uităm noi când ne rugăm pentru cei dragi ai noștri. Nu contează ce ne costă, nu contează câtă putere avem, că Domnul ne spune, du-te cu puterea pe care o ai. Și dacă simți cu fratele tău, simți cu sora ta, asta înseamnă că ești mădular din trupul lui Hristos. Spune Scriptura, când suferă un mădular, toate mădularele suferă. Toate mădularele suferă. Și Hristos se uită acolo. Dragii mei, Hristos se uită la credința aceea a celor care aduc pe alții la Domnul. Domnul să ne ajute. Amen. Sunt atâția oameni necăjiți. Și pe lângă noi, în fiecare zi, cu noi. Și parcă nu avem cuvinte. Parcă nu știm ce să le spunem. Nu știm ce să le spunem. Ba da, spargem acoperișul care e peste mintea noastră, care e peste ochii noștri, care ne împiedică să ajungem la Hristos. Să punem timp din timpul nostru și să facem ceva. Să vadă Hristos că facem ceva. Și când Hristos vede ceva, știți ce vede? Credința. Credința. Că atunci facem ceva, când avem credință. Și Domnul să ne ajute. Amen. Să fim mijlocitori și pentru alții. Apoi, în cel de-al treilea rând, aș vrea să vorbesc, deși am vorbit despre prezența slujitorilor autorizați sau slujitorilor cu termenul de aseară, împuterniciți. Prezența slujitorilor împuterniciți. Retrag cuvântul de autorizați, împuterniciți. Adică care au peste ei călăuzirea aceasta de sus, care au din partea lui Dumnezeu trimiterea aceasta, să-și pună mâinile și să se roage pentru cei ce solicită, cer și așteaptă. Sigur că vă aduceți aminte când Bartimeu stătea pe căbatul lui, pe haina lui, la marginea șanțului și acolo era la răsăritul soarelui, acolo era la sfințitul soarelui. Și într-o zi, au de forfotă, au de gălăgie și se apropia de el, de locul unde stătea el, o mulțime mare. Și cel ce era în fruntea mulțimei, poate că era în frunte, așa mă gândesc, era Domnul Iisus Hristos. Și când a auzit Bartimeu că vine Domnul Iisus, cineva i-a fi șoptit, trece Iisus, spune cuvântul Scripturii că Bartimeu a început să strige, Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus, care avea chemarea aceasta, care era omul lui Dumnezeu, care avea plinătatea lui Dumnezeu în el, cu toate că nu știu câte motive o fi avut să facă ceea ce a făcut, dar unul știu sigur că pentru aceasta el a venit în lumea noastră. Pentru aceasta el a venit aici pe pământ, ca cei bolnavi să fie vindecați, pe lângă faptul că a adus mântuirea prin jertfa de la Golgota. Și
Domnul Iisus oprește cortegiul, se oprește în dreptul lui și chemați-l încoace, chemați-l încoace, ce vrei să fac? Să-mi capăt vederea, să-mi capăt vederea, capătă-ți vederea, capătă-ți vederea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Bartimeu și-a căpătat vederea. S-a rugat pentru Bartimeu un om împuternicit de Dumnezeu. Un om împuternicit de Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel ce și-a făcut lucrarea prin Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, oamenii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu care au în ei ceva din Dumnezeu, în ceea ce privește slujirea aceasta cu bolnavii, cu cei cu probleme, erau căutați în vremea aceea. Găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu, pare mi se în 5 cu 15, da? Spune că, dar citeți și 14, numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi, pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui, să treacă peste vreunul din ei și sigur să fie vindecați. Iată ce înseamnă să fii un om autorizat, un om împuternicit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Trecea Petru și imaginați-vă ce era acolo în rândul mulțimilor acelora care erau deschiși și aveau probleme în casele lor și aduceau cu tărgile, cum îi puteau pe cei bolnavi și îi așezau acolo în rând. Măcar umbra lui Petru să treacă peste ei și erau vindecați. Slăviți să fie Domnul pentru orice slujitor împuternicit. Ăsta nu trebuie să facă ceremonii. N-a făcut nici Domnul Iisus Hristos ceremonii când era vorba de o vindecare. Pentru că și Domnul Iisus și slujitorii Lui au avut ungerea aceasta de sus, au avut pe Duhul Domnului în ei. Și când se întâlneau cu situații de genul acesta, lucrarea se ducea la îndeplinire. Vreau să mai spui ceva legat de slujitori împuterniciți. Găsim în cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 19, o situație, și spune cuvântul Domnului aici că, versetul 13, 19 cu 13, vreau să vorbesc în câteva cuvinte despre așa zis și slujitori neîmputerniciți, care din zelul lor, din dorința lor de a fi cineva, de a face ceva, se amestecă în lucrurile care nu sunt pentru ei. Din păcate, eu spun un adevăr, sunt și printre noi, oameni de aceștia astăzi. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu despre niște exorciști iudei. Erau niște exorciști iudei care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, nu pe care îl propovăduim noi, că n-aveau cuvântul, pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Și s-au întâlnit cu o situație.
s-au întâlnit cu o situație și spune cuvântul mai departe că cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Cine sunteți? Și s-a năpustit Duhul cel rău din persoana, prin persoana aceea demonizată, asupra lor. Și citiți acolo mai departe că i-o bătut, i-o schinciuit, i-o rup hainele și o trebuie să iei la fugă din fața celui demonizat. Cel neîmputernicit? Cel neîmputernicit? Eram copil, adolescent. Și se făceau rugăciuni pe la case. Aici prin Ghiroda, eu nu dau un nume de data aceasta. Și eram într-o familie și era cineva pe aici care se dădea, nu greșesc că spun așa, un om cu darul, un mare slujitor. Și într-o casă i-a pus pe cei bolnavi jos și a întrebat: tu ce boală ai, tu ce boală ai, tu ce boală ai, tu ce boală ai? Și la unul care avea probleme cu auzul. Un prieten care avea familia credincioasă în biserica noastră la vremea aceea. Nu mai sunt în viață. După ce s-o găta rugăciunea, tu ce ai simțit? În fiorul, știu ce, când ajung la cel care nu auzea bine, tu ce ai simțit? Apoi, eu n-am simțit nimic, eu știu că m-ai strâns de cap. Fraților, nu-i de glumit cu lucrurile acestea. Nu-i de glumit cu lucrurile acestea. Avem mare grijă. Eu am mai spus de la acest amvon și cât voi trăi, voi continua să spun pentru un sfârșit glorios al fiecăruia dintre noi. Avem grijă cu cine ne rugăm și pe cine lăsăm să-și pună mâinile peste noi. Nu-i voie. Dacă nu știm și nu cunoaștem, nu acceptăm să-și pună cineva mâinile peste noi. Dumnezeu are oameni autorizați, are oameni împuterniciți, mă corectez, împuterniciți care să facă lucrul acesta, care să facă lucrarea aceasta. Oamenii împuterniciți sunt oamenii care, în dreptul cărora se spune, pe Iisus îl știm, pe Pavel îl știm, dar tu cine ești? Tu cine ești? Contemplare. Închei mesajul de dimineața aceasta. Ești soția și ea mi-a povestit. În satul Luncani s-au adunat frații la rugăciune. Și se rugau frații acolo puternic pentru un demonizat, pentru un om bolnav. Și Duhul cel rău care era peste acel bolnav și era acolo și un slujitor al bisericii. Zice așa: eu afară nu ies. Și spunea slujitorului: oricât ai striga spre mine să ies afară, nu ies afară. Și frații o continua să se roage. O continua să se roage Domnului și în timpul acesta, de la Cluj spre Luncani, venea cu o mașină fratele Iacob Șumandea. Cei mai în vârstă ați auzit de el, a trecut la Domnul.
când se apropia mașina cu Iacob și Mandea de Luncali, prin gura celui demonizat, la un moment dat s-au auzit cuvintele: acum trebuie să ies și să plec. Vine și Mandea și nu pot să stau în fața lui. Nu pot să stau în fața lui. Asta e realitatea oamenilor împuterniciți. Și diferența dintre oameni împuterniciți și oameni neîmputerniciți, frați și surori. Domnul Iisus să ne ajute să înțelegem în dimineața aceasta că e așa de important să folosim călăuzirea lui Dumnezeu și în momente critice din viața noastră, când suntem bolnavi, când trecem prin probleme, să știm cu cine luăm legătura, să știm pe cine chemăm să se roage pentru noi, să știm cine își pune mâinile peste noi, să știm toate lucrurile. Și noi să rămână sănătate spirituală, amin? Să rămână sănătate spirituală și noi să rămânem copiii lui Dumnezeu și noi, dacă suntem bolnavi, să fim vindecați. Amin. Slăviți să fie numele Domnului! Eu mă gândesc că a fost mare bucurie peste ologul acesta de la Poarta Frumoasă. Spune că la un moment dat umbla cu Petru și după Petru și Ioan și mulțimea vedea și numele Domnului se proslăvea prin lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin acești doi mari titani, acești doi oameni al lui Dumnezeu, Petru și Ioan. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Cuvântul Domnului a fost îndreptat spre inimile noastre în această dimineață și mă gândeam, în timp ce se predica cuvântul Domnului, că noi suntem foarte receptivi și ne-ar place totdeauna să vedem minunile lui Dumnezeu. Unii au alergat după Domnul să vadă doar minunile și doar atât. Așa sunt și astăzi unii oameni. Caută doar să vadă minunile lui Dumnezeu și doar atât. Însă așteptările noastre uneori nu coincid cu așteptările sau cu voia lui Dumnezeu. Pentru că noi am vrea atunci când ne rugăm pentru o persoană care este bolnavă fizic, să-l vedem că se ridică și umblă. Sau e vindecat pe deplin. E bună dorința, însă Dumnezeu schimbă întâi starea înainte ca să schimbe situația. Și aceasta este o minune, că Dumnezeu schimbă întâi starea și apoi schimbă situația. Ne putem uita în cuvântul Domnului la ologul de 38 de ani. Și știți relatarea Scripturii, nu vreau să întind, dar când stă de vorbă Domnul cu el, el are scuzele lui. Și al doilea lucru, minunea începe când se termină scuzele noastre. Atunci începe minunea, când se termină scuzele noastre. Și al treilea lucru, minunea începe atunci când renunți la ce vrei tu și accepți ce vrea Dumnezeu. Când renunți la ce vrei tu și accepți ce vrea Dumnezeu. Și aici doar un simplu exemplu, că îl știți și acesta, Naaman sirianul. Eu credeam că o să vină la mine, o să. Așa suntem și noi uneori. Și nu poate lucra Dumnezeu pentru că așteptăm să lucre după cum vrem noi, nu după cum e planul lui. În această dimineață ne rugăm Domnul să ne ajute să înțelegem întotdeauna, chiar dacă trecem prin multe situații, că voia lui alta poate cum gândim noi. Și să acceptăm întotdeauna voia lui. Doamne, ajută-ne! Dragii mei, frați și surori, încheiem părtășia noastră din această dimineață și vă chem să stăm ridicați, să o încheiem cu rugăciune. Să-i mulțumim Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta, pentru
mesajul care Domnul a adus pentru sufletele noastre ca o îmbărbătare, ca o încurajare și pentru toate acestea. Haideți să stăm cu mulțumire înaintea Domnului cu toată adunarea. Amin. Ta să fie gloria în vește veci. Slavă ți-o, Domnul, slavă harului tău în vește veci. Amin. Vă chem să vă reașezați pentru câteva momente. Mulțumim Domnului și mulțumesc tuturor celor ce au slujit, atât în partea de laudă, cât și în vestirea Evangheliei. Domnul să răsplătească fiecăruia cu viață veșnică. Vă readuc aminte doar că după masă, cu ajutorul Domnului, ne reîntâlnim din nou în casa de închinare de la ora 18, la un serviciu divin, la care așteptăm ca Domnul să-l călăuzească și să-l folosească pe fratele păstor Neagu Virgil. Ne rugăm însoțirea Domnului să fie peste slujitorul lui. Până ne revedem din nou, eu doresc harul, pacea, binecuvântarea Domnului să fie cu noi toți la despărțire. Amin. Adunarea este liberă.